Bine v-am regăsit la horoscopul de miercuri. Astăzi este luna nouă, luna nouă din leu, adică și luna și soarele se află în leu și se întâlnesc foarte frumos în aceeași zodie, în același punct, alături de Mercur în același timp, deci toate trei planetele vor fi în același punct. Lucru bun din foarte multe puncte de vedere, mai ales în plan relațional, mai ales în plan mental, mai ales în planul creativității, idei foarte bune s-ar putea să ne vină, soluții foarte bune. Întâlnim oameni care ne transmit informații foarte benefice, persoanele la care avem ce învăța, persoane alături de care ne place să petrecem ziua, pot veni vești foarte bune, foarte interesante, poate chiar aducătoare de noroc. Trei planete în același punct pe cer, într-o zodie bună, solară, precum e leul, nu pot fi decât un avantaj pentru toată lumea. Există în acvaria.com și un horoscop la lună nouă, așa se numește, îl găsiți pe prima pagină afișat, care arată cam pe unde se întâlnesc aceste două planete, soarele și luna, adică unde are loc efectiv luna nouă pe harta voastră în funcție de zodia natală sau zodia ascendentă. Vă invit să căutați în site acest articol. Dacă n-am să uit, am să pun și eu un card de trimitere direct în această pagină și să descoperiți pe ce să puneți mai mult accent ori acum, în zi de lună nouă, ori în următorul ciclu, pentru că o lună nouă nu înseamnă decât începutul unui nou ciclu, când are nevoie de alte 28 de zile luna să mai facă un tur de zodiac și să se întâlnească din nou cu soarele. De data asta se va întâlni, de data viitoare, mai bine zis, se va întâlni în fecioară, dar acum în leu, iată, se întâlnesc într-un punct care pune accent foarte mult pe eu nostru, pe individ, pe egoism, dar la modul bun, egocentrism, iarăși la modul bun, să ne aducem aminte de noi, de propria persoană, cei care au uitat de voința proprie, de dorințele proprii, de nevoile proprii. Acum această lună nouă din leu ne poate pune un pic în centru universului, într-un sens, cum spuneam, constructiv, nici vorbă de latura negativă, egoistă, urâtă a nevoii de a ne așeza pe noi în prim plan. Și noi trebuie să ne aducem aminte de noi înșine. Haideți să vorbim de ziua de miercuri, care pentru Berbec vine cu o surpriză nu tocmai plăcută. Se termină o resursă pe care v-ați bazat atât de mult încât v-ați înfructat din ea. E ca și cum ați avut o cutie plină cu bomboane și ați mâncat tot, deși bomboanele astea trebuiau să vă ajungă până cine știe când, o vreme îndelungată. E, ați făcut abuz de acea resursă și acum s-a terminat, a înțărcat bălaia, cum se spune, și s-a terminat resursa aia, a secat izvorul, nici vorbă de abundență, nici vorbă de prosperitate, nici vorbă de acel lucru de care înainte, da, vă bucurați din plin, era belșug, dar și belșugul ăsta, dacă nu este întreținut, gestionat cu cap, cu grijă, cu economie, clar că se termină la un moment dat. Nimic nu durează veșnic, nici fericirea, nici abundența, nici banii, nici norocul. Se termină la un moment dat dacă îl folosiți cu nemiluita, cum s-ar spune. Probabil pe parcurs ați fost atenționat, stop, ușor, ia-o mai moale, nu te înfructa așa. Și resursa asta se poate termina la un moment dat. Și iată, acum puteți să o vedeți, orică e pe terminate și e un semnal de alarmă, e ca la rezervorul de benzină când se aprinde beculețul, că vezi că mai sunt câțiva kilometri până se termină total benzina de rezervor, deci ori apare un astfel de avertisment să vă opriți la timp, ori vă treziți cu pana prostului fără nimic în rezervor, deși puteați să fiți atenți din timp să luați măsurile necesare. Se pare că trebuie să găsiți o altă resursă. Dacă aceasta chiar nu mai poate fi umplută la loc, trebuie să vă gândiți la o altă cale de a descoperi acolo abundența.
Dacă un job nu vă mai satisface din punct de vedere financiar, puteți să căutați altul cu bani mai mulți. Dacă o iubire nu mai are nimic de oferit, puteți căuta alta care să vă ofere mai mult. Deci ceea ce nu mai vine din sursa A poate să vină la un moment dat din sursa B, dar pentru asta trebuie să încheiați prima sursă, să o părăsiți, gata, până aici a fost, și să căutați de urgență altă cale de unde să trageți seva. Pentru că există, întotdeauna există o lege a compensației. Dacă nu ați mai primit nimic din direcția asta, de ce nu? Poate apărea ceva mai bun în altă direcție. Deci această idee de mai bun poate avea la origine, de fapt, un final. S-a terminat resursa din stânga și un nou început în altă direcție, ca să extrageți de acolo tot ce poate fi mai bun. Ca la mina de aur. Ați terminat mina de aur, nu mai iese nimic din ea, puteți găsi o altă mină de aur în altă direcție. Pentru Taur este o zi a micilor ciondăneli, a conflictelor cu diverse persoane cu care nu puteți să ajungeți la un consens. Pot fi discuții între prieteni, bazate pe principii, pe gusturi, eu vreau într-o direcție, eu vreau în altă direcție, hai la terasa 1, ba nu, merge la terasa 2, pot fi tot felul de astfel de contradicții care nu sunt foarte importante, sunt pe marginea unor lucruri banale la urma urmei, cum spuneam, de gusturi, de preferințe. Dar uneori chiar și aceste contradicții pot avea rol benefic. Pentru asta vă zguduie un pic să, pe toți cei implicați în acest conflict, să scoateți ce aveți mai bun în voi. Unele certuri pot fi constructive, unele comentarii acide vă pot ajuta să luați niște măsuri să deveniți mai bun, să faceți data viitoare mai bine lucrurile, să faceți o alegere mai bună. Deci această upgradare a vieții poate avea la origine o furtună. Vine furtuna aia, zguduie totul și nu vă lasă fără casă ca tornada care distruge tot. Dimpotrivă, vă face pe voi să vă întăriți casa mai bine, să țină la furtună și să găsiți soluții mai bune. Deci să nu lăsați lucrurile să cadă, că trece furtuna, vă certați, rupeți relația, nici nu mai vreți să auziți unul de altul, ci dimpotrivă, ascultați ce spune cel care nu e de acord cu voi și puneți în aplicare ceea ce spune. Dacă el vă zice un lucru care, da, poate vă deranjează la origine, dar vă gândiți cum să ameliorați, cum să deveniți așa cum spune el, că poate are dreptate, poate într-adevăr schimbând ceva din ceea ce vă atenționează, puteți deveni mai bun. Deci nu luați conflictele, criticile, acuzele, reproșurile, atacurile, ce-or fi ele împotriva voastră, poate chiar venite din mai multe direcții simultan, nu le luați ca și cum cineva are ceva cu voi, că nu asta este, ci dimpotrivă. Cine are ceva cu voi e pentru că vă vrea mai bun, pentru că știe că puteți mai bine de atât, știe că sunteți mai deștept de atât, mai talentat de atât, puteți să vă motivați, dar totul pornește de la o critică, de la un comentariu răutăcios, să zicem așa, malițios la origine, agresiv, dar care vă ajută să luați taurul din voi de coarne și să faceți un mare salt înainte. Nu stați și vă plângeți de milă, vai, mă ceartă toți, nimeni nu-i de acord cu mine, ci dimpotrivă, a, nu sunteți de acord cu mine? Pot fi mai bun de atât și să descoperiți varianta voastră upgradată. Gemenii au o zi bună astăzi din anumite puncte de vedere pentru că depășesc cu bine o obsesie, o situație care v-a înnebunit pur și simplu. A fost o perioadă în care nu știați cum să mai ieșiți din situația asta. Era copleșitoare, covârșitoare, stresantă, nu dormeați noaptea, vi se părea că sunt fantome peste tot, că sunt inamici peste tot, că totul merge de andoaselea. Erați împovărat de aceste gânduri, care aproape că pentru unii păreau un pic de nebunie, un pic de problemă, de labilitate psihică, cine vă privea spunea, dar tu ești întreg la minte. E, acum descoperiți că la originea acestei probleme a fost un fleac, a fost ceva care nu merita atâta atenție, dar
găsiți rezolvarea, găsiți cheia, leacul, pastila care repară toată povestea asta și de la o situație care vă stresa la maxim, dintr-o dată nimeriți în extrema cealaltă și spuneți totul e bine, n-a existat. E o schimbare totală de atitudine. Dacă până mai ieri vă era frică, acum dimpotrivă, același lucru vă inspiră putere, că sunteți pregătit pentru orice. Nu mai mergeți pe coș de ouă, nu mai e inamicul după colț. Sunteți foarte stăpân pe voi. Poate și pentru că ați învățat ceva din toată povestea asta. Ceva ce v-a întărit foarte tare. Ați devenit mai curajos, mai încrezător în voi. V-ați descoperit niște talente pe care altfel, fără aceste frici, nu le-ați fi descoperit. Poate uneori e nevoie de situații de criză în viața unui om care vă fac să vă suiți și pe pereți ca să descoperiți în voi măcar un avantaj, un atu, o calitate, un lucru care să vă ajute să schimbați totul și să deveniți puternic. Este vorba aceea că ce nu vă omoară vă face mai puternic. Exact asta s-a întâmplat. Lucrul ăla care v-a chinuit și care poate v-ar fi putut distruge, de fapt v-a întărit și exact acolo ați lucrat, exact acolo ați acționat, exact punctul acela l-ați consolidat, iar acum puteți ieși la interval cu lecția învățată și cu slăbiciunea aceea devenită între timp punct forte și nu punct sensibil ca prima dată. Racii trebuie să renunțe la niște principii în care au crezut cu tărie. Ați ținut-o pe ideea aia, voi ați crezut în lucrul ăla până în pânzele albe, un principiu de viață, ați crezut în adevăr, ați crezut în iubire, ați crezut în sinceritate. Era ceva acolo pe care erați în stare să vă luptați pentru acel lucru. Se poate întâmpla acum o situație prin care exact principiul acela se dovedește a fi, nu fals, dar instabil, nesigur, nu merită atâta încrâncenare încât să luptați până în pânzele albe, încât s-ar putea chiar voi să renunțați la principiul ăla. Dacă până mai ieri spuneați de lucrul ăla că e de neschimbat în viața voastră, începeți chiar voi să renunțați la lucrul acela. Ați avut încredere într-o persoană și puneați toate calitățile pe umeri, wow, e nemaipomenit. Acum s-ar putea să-l priviți așa mai detașat și să spuneți nu merită încrederea asta, nu merită iubirea asta, nu merită atâta încrâncenare din partea mea să spun despre el că e perfect. Și dacă am spus asta despre un om, se poate întâmpla despre orice situație. Ați crezut o situație că e minunată și descoperiți că nu e chiar așa de minunată. Că un drum duce neapărat la succes, dar descoperiți că nu duce la succes. Deci poate fi o schimbare de tonalitate, ceea ce înainte părea a fi totul pentru voi, acum începeți să vă gândiți dacă nu cumva trebuie să renunțați la ideea asta. Nu la lucrul acela, dar la ideea că e perfect, că e singura cale, că e ultima soluție, că e cel mai bun, că e cel mai nemaipomenit, că e orice lucru pe care înainte vă băteați, vă luptați cu toată lumea să demonstrați că așa este, cum gândiți voi. Unele principii, chiar și cele foarte ferme, chiar și cele bătute în cuie pe care le-ați crezut o viață întreagă, sunt convingeri, au devenit convingeri din acelea ferme pe care nici voi nu credeați că le puteți schimba, uneori iată că viața oferă și surprize să descoperiți că, ba da, puteți oricând să le schimbați, oricând să le abandonați, oricând să credeți în altceva, poate cu aceeași tărie ca și până acum, dar e altă cale, de aceea e o renunțare, e un abandon, gata, las principiul ăsta, de azi nu mai cred în el și pornesc în altă direcție. Leii trebuie să privească foarte realist lucrurile astăzi. Ați alergat după niște chimere și vin de data asta tot felul de informații către voi că nu duce nicăieri această fugă către chimere. E o iluzie, e o fata Morgana, v-ați făcut niște speranțe deșarte pentru ceva ce nu va ieși așa cum vă doriți. Că e o relație de la care așteptați ceva ce nu poate exista, poate imposibilul, că e un anumit succes în plan profesional și l-ați ridicat așa la rang de ideal, de perfecțiune, ceva
vine către voi sub formă de informație, de piedici, de critici, de situații neprevăzute care de fapt vă trag bine de cămașă, de guler și vă spun, alo, nu e ceea ce trebuie, e himeră, e iluzie, e amăgire. Că întotdeauna după iluzie vine deziluzie, după amăgire vine dezamăgire și există acest risc, dacă continuați pe aceeași cale, să ajungeți într-o zi la această trezire la realitate. Țineți cont de hopuri, pentru că uneori hopurile, piedicile, ușile trântite, refuzurile, eșecurile de pe parcurs sunt un semnal de alarmă să nu duceți mai departe un plan, ci stați un pic să vă gândiți, doamne, dacă am atâtea refuzuri, dacă încerc de atâtea ori și nu-mi iese, dacă bat la aceeași ușă și nu mi se deschide, oare lucrul ăla e pentru mine? E, s-ar putea să fie exact lucrul ăsta, dacă ați insistat de atâtea ori, de atâtea ori, de atâtea ori și nu s-a întâmplat, e semn că la ușa aia nu răspunde nimeni, nu e nimic dincolo, ci e doar o iluzie pe care v-ați făcut-o, dar dacă o să fie așa cum vreau. Nu, e în beneficiul vostru ca unele lucruri să vă oprească din elan și când spun ceva vă oprește din elan, înseamnă că apar tot felul de mici avertismente, de acele coincidențe ciudate care vă rețin, vă opresc din avânt, vă atrag atenția, vezi că nu-i de tine lucrul ăsta, vezi că nu e pentru tine calea asta, tot felul de treziri la realitate pe care dacă vă încăpățânați, s-ar putea să le treceți, așa că fără să țineți cont de ele. Dar dacă totuși țineți cont de ele, într-o zi o să vă dați seama că au fost spre binele vostru, ca să nu duceți mai departe acea iluzie. Cum spuneam, după iluzie vine deziluzie și dacă treceți peste aceste obstacole că vreți, cu orice preț, spunând că stă în puterea mea să trec peste toate, de fapt, într-o zi să vă dați seama că ați consumat inutil timp, resurse, energie, bani pentru un vis care nu era așa cum l-ați crezut. Treziți-vă de la atâtea refuzuri care apar, piedici care apar, nu-uri care vi se pun în cale, că sunt de fapt în beneficiul vostru să o lăsați mai moale cu atâta patimă, cu această pasiune, cu această dorință de a ajunge undeva, dar nu e nimic acolo unde doriți să ajungeți. Fecioara se gândește foarte serios la o schimbare, poate în plan profesional, și cere sfaturi de la diverse persoane, ori de la niște specialiști, ori poate chiar mergeți la un interviu de angajare, ori dați niște telefoane, cereți niște păreri avizate în direcția asta. Informațiile pe care le puteți primi din diverse direcții au acest rol de a vă ajuta să trasați o nouă direcție. Vă scrieți viitorul, practic, dar poate unele fecioare își scriu viitorul mergând întâi la o școală, înscriindu-se la un curs, urmând un anumit curs, învățând o nouă meserie, bătând la ușa unei instituții să mai puneți ceva acolo pe CV, pe palmaresul vostru, să acumulați niște experiențe noi, niște cunoștințe noi, ceea ce știți deja sau sunteți deja nu e suficient pentru ceea ce urmează să obțineți într-o zi în carieră. De aceea, schimbarea pe care o visați s-ar putea să necesite și un proces de învățare, de acumulare, de informații, de experiență, așa cum ziceam, ascultând pe altul care știe. De aia e posibil să ajungeți în fața unui profesor, unei comisii, unui șef care să vă ia cumva sub aripa sa să vă învețe lucrul ăla. Cum doriți această schimbare și probabil o visați, veți apuca imediat această ocazie de a învăța ceva nou. De fapt, probabil aveți deja un job și vă dați seama că într-o zi jobul ăsta s-ar putea să scârție, să nu mai existe, să fie nevoie să o virați în altă direcție și pregătiți terenul. Poate nu imediat faceți schimbarea, dar încă de pe acum pregătiți ceea ce urmează să modificați cândva în viitor, poate peste câteva luni tocmai, dar de ce să nu folosiți timpul până atunci învățând ceva nou, acumulând, punând încă o diplomă acolo la dosar, la palmares, la istoric, în momentul când vă veți duce la un alt interviu cândva, de fapt, între timp veți fi adunat exact documentul necesar care să vă deschidă poarta către acea schimbare. Momentan nu aveți
toate resursele pentru ceea ce vreți să obțineți. Sunteți încă pe băncile școlii, cum s-ar zice, n-ați luat încă diploma aceea, atestatul acela, certificatul acela care să vă trimită după aceea mai sus pe un nivel superior. Dar acum puteți găsi exact ceea ce vă trebuie, calea care vă, încetul cu încetul vă va propulsa spre nivelul următor, probabil în carieră. Balanța nu știe ce să aleagă. Sunteți la mijloc, așa, între două căi, la fel de frumoase, la fel de atrăgătoare, dar niciuna practic nu vă inspiră totală încredere. Sunt niște vise ale voastre, sunt niște iluzii, sunt niște așteptări, niște speranțe, mai multe în același timp, probabil două căi diferite, dar n-ați putea pune degetul pe una din ele spunând asta e 100% sigur. Niciuna nu e sigură. Iubiți două persoane, dar niciuna nu vine cu garanții. Aveți două variante de job, dar niciuna nu vă oferă 100% siguranță sau un salariu mai bun. Niciuna nu e nu atârnă mai greu în balanță. Balanța voastră, care întotdeauna vă place să cântăriți lucrurile, să le comparați și să alegeți cea mai bună variantă. De data asta, ambele par la fel de nesigure, de iluzorii. Niciuna, nici alta nu e 100% certă. Mai mult decât atât, dacă totuși înclinați către una dintre ele, mereu veți sta cu gândul, dar dacă alegeam pe cealaltă, oare nu era mai bine? Poate ar fi bine să nu vă grăbiți prea curând la o alegere, că e posibil să mai apară elemente pe parcurs, deocamdată ținețele așa la nivel de speranță, de iluzie, de vis, de plan, de viitor, până se mai adună aspecte suplimentare măcar pe unul din aceste talere, ca într-un final să alegeți care e mai bogat în ofertă, care e mai generos. Momentan ambele sunt la fel. Nesigur și acolo, nesigur și acolo, neclar și acolo, neclar și acolo. Două căi la fel de cețoase, două relații la fel de incerte, aceleași semne de întrebare și într-o parte și într-alta. Dar după o vreme s-ar putea să apară detalii în plus care să vă ajute într-un final să clarificați măcar una dintre aceste direcții. Acum e ceață totală, nu vă grăbiți nici la una, nici la alta, ci mai întrebați, mai așteptați, mai analizați. Scorpionii sunt prinși într-o activitate în derulare, dar care se derulează cu viteză fantastică. Nu e oră la fel cu cealaltă. Totul se schimbă de la oră la oră, de la clipă la clipă. Sunteți ca într-un carusel, așa. Poate vă place, voi sunteți o fire activă și vă place provocarea, vă plac lucrurile acestea care vă pun în mișcare, chiar cu un dram de adrenalină, cu un dram de viteză. Cam asta este, e un iureș total ceea ce se întâmplă în jurul vostru și trebuie să vă adaptați acestui ritm foarte alert de evoluție. Vi se cere foarte mult să reacționați foarte prompt, să munciți mult, să dați roade imediat, să ajungeți repede acolo unde v-ați propus. E o grabă în tot ce se întâmplă, încât aproape că vi se cer de la o oră la alta rezultate. Vine șeful și vă spune peste o oră mi-aduci dosarul pe birou. Peste 5 minute pleacă trenul, dacă nu ești în trenul ăsta, la revedere. Tot ce se întâmplă cere să acționați imediat, prompt, pe loc. Nu e timp de gândire, nu e timp de acțiune. Sunt e o viteză fantastică de evoluție a lucrurilor în planurile voastre, în orice plan al vieții, totul vine așa, e un carusel care vă amețește pur și simplu, dar care vă place, este exact viteza care vă place și veți reuși să vă adaptați imediat acestei fantastice nebunii, agitații. E pe placul vostru, pentru că și voi sunteți o fire care în primul rând trăiește intens, cu dorință de a avea mereu provocări din partea sorții, și dacă astăzi vă treziți și în fața unui astfel de moment care vă ia prin surprindere, imediat vă veți adapta situației și nu vă veți pierde cu firea, nu veți greși, nu veți renunța, nu mă bag că e prea repede, trebuie să acționez prea repede, dimpotrivă, cu cât lucrurile evoluează mai repede, cu cât ceea ce trebuie să faceți e pentru
clipa următoare cu atât mai interesant este pentru voi și veți spune da oricărei provocări. Săcezătorii au astăzi o zi în care primesc foarte multă inspirație. De undeva, de sus, de la o sursă de inspirație nemaipomenită. Dar această sursă de inspirație este de fapt un motor de idei, de soluții. E ca și cum aveți alături de voi un sfătuitor, poate nevăzut sau poate chiar sub forma unei persoane care vă oferă o mulțime de idei, una după alta, una după alta. Totul e să le auziți, totul e să le puneți în aplicare, că e un îndrumător de nădejde, e un ghid de nădejde. Poate e îndrumare divină și pe diverse căi, mai ales prin vis, deci țineți minte ce ați visat azi noapte sau faceți un efort să vă aduceți aminte ce ați visat azi noapte, că inclusiv prin vis pot veni către voi tot felul de idei salvatoare, soluții, rezolvări, exact ce vă trebuie, ceva nu aveți în planurile voastre. De acolo, prin vis, poate să vină. Bun, visele de multe ori lucrează cu simboluri, cu metafore, de aceea trebuie să știți să și traduceți ceea ce vă transmite visul. Dar clar că există de undeva o sursă divină care vă trimite exact ce aveți de făcut, ce trebuie să faceți. Ajunge doar să vă culcați seara cu această întrebare, ce să fac? Și într-un fel sau altul să vină către voi soluțiile. Mai mult decât atât, această ghidare poate să vină nu numai în timpul somnului, poate veni și în meditație, poate veni și în visare cu ochii deschiși, stați cu ochii în taban și cereți ghidare, cereți de undeva îndrumare, în entități cerești, în ghizi, în ghizi astrali, vreau să spun, în sfinți, în îngeri, în arhanghel. Dacă aveți o astfel de comunicare cu alte dimensiuni decât cele reale și tangibile din jurul vostru, oferiți-vă acest moment de visare, de izolare, de discuție cu voi înșivă. Da, și eu interior poate fi o sursă de inspirație foarte bună. Vin de undeva pe diverse căi și cu diverse mesaje exact informațiile de care aveți nevoie. Nu le veți auzi cu urechile reale, nu le veți vedea cu ochii reali, ci vor veni pe alte căi, pe dimensiuni paranormale, astrale, ezoterice, spuneți-i cum vreți, nu pe căile firești, omenești. Deci trebuie să aveți oarecare conexiune cu alte dimensiuni ca să auziți de acolo ghidarea de care aveți nevoie, sfatul de care aveți nevoie. Da, și de la Dumnezeu poate să vină, și de la Maica Domnului, și de la Iisus Hristos, de la cine credeți că vă poate ajuta, totul e să cereți această ghidare să vină de undeva. Capricornul are un blocaj astăzi de inspirație. Pe cât de inspirați sunt alți nativi din alte zodii, pe atât sunteți voi de blocați. Voi v-ați bazat o vreme pe o sursă de inspirație foarte vie, mergea strună o anumită cale de comunicare cu sursa voastră de creativitate. Erați un inventator căruia îi veneau ideile pe bandă rulantă și ați crezut că așa va merge mult și bine. E, și inspirația asta are o limită, se termină la un moment dat, ca la un izvor de la care tot va adăpați, dar dacă izvorul acela seacă, de unde să mai vină inspirația? Inspirația voastră de data asta. Nu mai știți ce să faceți. Poate până mai ieri cineva venea și vă întreba ce să fac în direcția asta și venea cu o soluție. Vă cereau sfaturi, vă cereau ghidare, vă cereau idei și erați acolo pentru oricine. Astăzi când vă verificați contul de creativitate, de idei, de inspirație, contul e gol, a rămas pe zero și momentan nu știți ce să faceți. Acest nu știu o să tot apară în discuție astăzi, că s-a secat izvorul acela. E un blocaj acum, doar astăzi se resimte, nu înseamnă că mâine, poi mâine nu o să știți ce aveți de făcut. Dar astăzi când vă gândiți, spuneți, habar n-am, nu știu, nu mai am nicio idee. S-a terminat resursa. Și da, poate fi vorba și de altfel de resursă, nu neapărat resursă de idei. Poate sunteți un scriitor care s-a așezat la masa de scris până mai ieri și a mers șnur
cartea, romanul la care scria. Că știți că există acea inspirație care parcă vă conectați la o sursă nevăzută și de acolo curg ideile. Astăzi vă așezați din nou la masa de scris, să scrieți romanul vieții. Și nu mai vine nimic de acolo, nu se mai leagă cuvintele, nu puteți să scrieți două rânduri. Ceea ce până mai ieri era un flux de abundent de idei, de soluții, de rezolvare, de creativitate, de talent, de o grămadă de lucruri pe care v-ați putut baza, deodată acel flux s-a gâtuit undeva, e oprit ca la furtunul de apă, e oprit pe undeva și până nu găsiți unde a apărut fisura, către cine sau ce se duce acum energia voastră, nu o să puteți să vă regăsiți abundența de idei în direcția aceea. Gândiți-vă către ce se duce energia voastră. E posibil ca până mai ieri să o fi trimis toată spre romanul ăla pe care îl scriați și dintr-o dată, în loc să rămâneți pe aceeași cale și să meargă mai departe inspirația să scrie, să duceți mai departe ce ați început, deodată a apărut altceva care vă cere timp, energie, inspirație în altă direcție, dar care poate să fie risipă. Furtunul ăla e pe undeva găurit și curge apă și nu mai merge același flux de apă către grădina pe care o uda și era foarte frumoasă. Pe undeva furtunul are acea fisură și curge. Căutați unde e fisura, către ce vă risipiți bunătate de resurse, bani, timp, energie, ce-o fi, și care nu mai este canalizată către sursa aceea, ținta aceea nemaipomenită care mergea de minune și care acum este diminuată că nu mai primește același combustibil ca la început. Vărsătorul poate rezolva astăzi cu mult succes o problemă care va cam stresat, dar succesul vine din curajul de a acționa. Să nu mai fugiți de provocare, să nu vă găsiți tot felul de slăbiciuni, nu pot, nu știu, nu sunt eu persoana, să nu ziceți că altul știe ce are de făcut, eu nu știu. Deci tendința de a vă privi într-o notă inferioară nu este benefică pentru rezolvarea acestei probleme. Cu cât vă bateți mai tare cu pumnul în piept, cu cât spuneți că sunteți mai forțos și mai curajos și mai încrezător în ceea ce aveți de făcut, ba chiar să vă și lăudați un pic, ba chiar să o faceți și pe grozavul un pic, e benefic pentru a depăși acest hop. Puterea voastră stă de fapt în încrederea de a trece peste acest hop. Dacă ajungeți în fața acelui moment sensibil și spuneți, nu știu, nu pot, nu sunt eu omul potrivit, clar că nu veți trece de momentul ăla. Dar dacă tot ați ajuns în acel impas, tocmai în asta constă reușita, să luați problema aia de coarne și să dați cu ea de pământ cu mult curaj, cu ceea ce până mai ieri vă speria, vă reducea la tăcere, fugeați, nu mă bag eu la așa ceva, e peste puterile mele, mi-e frică să acționez, tocmai aia trebuie făcut, confruntarea cu ceea ce vă sperie mai tare. Să luați leul, sunteți gladiatorul care intră în arenă și luați leul de coamă și îl trântiți de pământ, că e vorba de supraviețuire acolo, e vorba de voi, de succesul vostru. Deci ca să obțineți succesul acela, reușita aceea, visul acela împlinit, trebuie să vă bateți un pic cu ceea ce vă poate sta împotrivă, că sunt mulți care se pun împotriva voastră. Hopuri, piedici, frici, oameni mai puternici decât voi, inamici, rivali care, da, poate și ei vor același lucru. E, asta îi trebuie să vă măsurați forțele cu ei, dar având încredere că îi puteți depăși, îi puteți învinge. Nu atitudine de fricos vă este de folos, ci din potrivă, una de om pregătit de orice. Da, sunt gata de confruntare și pot să te înving. Asta este cheia succesului la situația pe care o întâlniți astăzi. Se poate rezolva numai privind-o în ochi, pur și simplu, cu mult curaj. Pentru pești este o zi în care inițial aveți tendința de a suferi de ceva care nu merge bine.
vă turnați cenușă în cap, nu sunteți mulțumiți, spuneți nu pot, nu am nicio șansă, sunt un ghinionist, le vedeți pe toate așa într-o tentă neagră, sumbră, ca și cum toate relele pământului s-au adunat în calea voastră. Ori nu e deloc așa. Ceea ce se întâmplă în jur poate fi minimizat, poate fi bagatelizat. Puteți să spuneți că e un fleac ce se întâmplă. Sunt probleme și ce dacă sunt probleme? Probleme sunt întotdeauna. Dar n-are rost să le faceți motiv de dezastru, că nu sunt dezastru. Cu cât le faceți să pară mai monstruoase, cu atât vă afectează mai tare. Dar cu cât le diminuați și le vedeți niște fleacuri, cu atât veți depăși mai ușor acel impas. E nevoie de un dram de indiferență, de inconștiență, de curaj în acela nebunesc, precum tinerii care sunt gata să se arunce înainte, cu capul înainte, fără să țină cont de ceea ce urmează. E nevoie chiar de un pic de nebunie, să faceți lucruri pe care nici voi nu credeți că le puteți face. Nu vă mai gândiți la riscuri, nu vă mai gândiți la ce ați putea pierde, nu vă mai gândiți la ce vă așteaptă. Fie ce-o vii, o atitudine de genul ăsta nu-mi pasă ce urmează, se va dovedi a fi mult mai bună pentru a depăși acest impas și a ieși din zona aceea sumbră. Un dram de umor, un dram de ironie, un dram de sarcasm, un dram de bat joc, vă bateți joc, faceți haz de necaz, vă bateți joc de situația în sine. Da, poate fi urâtă, e neplăcută, altă dată v-ar fi terminat o astfel de situație. Dar de data asta o puteți privi așa ca un copil care se joacă, cu un dram de jumătate fiș, de puțin în pasă, și atunci veți depăși cu brio orice fel de provocare a sorții. Va fi mică problema dacă nu o faceți voi să pară mare. Dacă faceți din țânțar armăsar, clar că o să fiți copleșit de gravitatea situației. Dar cu cât o tratați ca pe un nimic, ca pe o bagatelă, cu atât problema se va diminua până va dispărea. Cam asta este ziua de miercuri. Nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă în akbarea.com sau pe canalul de YouTube. Abonați-vă dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce urmează și să ne vedem cu bine și mâine!